Din primele verificări efectuate de către polițiștii și pompierii militari dâmbovițeni, rezultă că șoferul se deplasa cu autovehiculul de tonaj greu la un servis pentru reparații, loc până unde mai avea câțiva kilometri. Deși a văzut la timp scânteile, conducătorul auto nu a mai putut face nimic, iar flăcările au cuprins imediat întreaga cabină, echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița fiind în imposibilitatea de a mai putea salva cabina autotirului, dar au reușit să evite explozia rezervoarelor de combustibil. Detașamentul de pompieri Dârgoviște a fost solicitat pentru stingerea un incendiu produs la un autotractor la intrarea în comuna Săcuieni. Ne-am deplasat cu auto specială de lucru cu apă și spumă. La sosirea noastră, cabina ardea în totalitate. Exista pericol de explozie al rezervorului. Am acționat cu două linii pentru localizarea, lichidarea incendiului. A ridicat probleme deosebite deoarece prezenta pericol de explozie rezervorul și cantitate mare de elemente combustibile din interiorul cabinei și compartimentul motor implicate în incendiu. Autovehiculul distrus în totalitate era asigurat casco, iar traficul rutier pe DN72 Târgoviște-Ploiești nu a fost blocat din cauza incidentului. Între timp, oamenii legii continuă ancheta pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor incendiului.